Bună seara, stimați spectatori al acestei emisiuni! Bine ai venit la Maniere Bune cu Victor Vizitiu. Eu mă numesc Victor Vizitiu, dar asta tu puteai să-ți dai seama și din denumirea acestui show. Astăzi îl avem ca invitat pe rapperul matematic sau cum îi mai spun părinții, Marin Madan. Salut, Marin! Salut, salut! Nu dau mâna pentru că e pandemie, știi? A trecut pandemie, de-am. Nu, eu pentru orice eventualitate, știi? Trebuie de avut grijă de sănătate. Mm-hmm. Noi din start am vrut să începem cu celebrități de rang înalt, chiar din primul episod, dar luând în considerare că azi îl avem ca invitat pe Marin Madan, o să începem cu al doilea episod. Primul o să-l filmăm când o să avem celebrități de rang înalt, ok? Mm-hmm. Da. Marin, tu faci stand-up și faci muzică, corect? Da. Într-un fel, tu încerci să stai pe două scaune. Nu te gândești că ar fi trebuit vreodată să te lași de ambele și să-ți găsești de lucru? Da, asta nu e lucru și fac eu, da? Am în vedere ceva util pentru societate și pentru tine. Taxator, de exemplu. De exemplu și taxator. Dacă ați fi nevoit să faci o alegere între muzică și stand-up, ai putea să faci alegere. Și ce ai alege? Aș alege să fiu tată. A cui? A tău. Mulțumesc, Marin. Mulțumesc, eu chiar toată viața am vrut să am tată rapper. Da. Se știe că o picătură de nicotină poate ucide un cal. Ce alte fapte curioase despre picături mai cunoști? Poate nu despre o picătură, despre trei, de exemplu. Da, despre trei picături cunosc ceva, da. Am fost eu odată la farmacie și era incomod să cer mai în scurt, dar după absorbante m-am dus. Și era incomod cumva să cer și asta și eu am hotărât să o fac într-un mod mai metaforic, mai poetic, da? Vin la doamna și la farmacist, dar era în vârstă și îi zic: bună ziua, dați-mi vă rog albinuță. De... Și așa ai făcut. Da, da, da. La prietena mea plânge floricică. Dacă mă înțelegeți despre și eu. Dar ce fel de floare e asta care plânge? Nu, toate femeile au floarea asta. Papărătnic sau... Papărătnic? Da, este floare papărătnic. Dar e plânge? La mine plânge, când o udam, e plânge. Încă și mai complicat. Nu, eu știu că la femeie este o floare care odată în lună plânge. Până la o anumită vârstă. La asta te-ai referit, ok. Dar tu la ce te gândești? La papărătnic. Eu spre papărătnic și am avut în vedere. Da, și mai în scurt, ea se uită la mine așa lungă în stare de eror și îmi zice: băietul, tu ești, ce-ți trebuie, ție? Vrei absorbanți? Și eu așa rușinat zic: da, vreau absorbanți. Am luat mai în scurt astea trei picături, mă urc undun din autobuz. Dar el era încă din sat și mă gândesc: blin, dacă mă și cineva să mă vadă că eu sunt cu absorbanți, gata, eu până la sfârșit de viață rămân Marin trei picături. Da. Eu, dând întrebarea asta, am făcut tangența anume la gluma asta, care e una din cele mai populare din repertoriul tău. Da. Ce alte glume sau poante ai tu prin care lumea te recunoaște? Nu e ca de exemplu când mă vede lumea și eu zic: eu nu mai servesc. Lumea începe să râde, da, ferește, îmi pune de băut după asta. Și râde mult, încă râde. Printre ceilalți stand-up comedianți din Moldova, tu te mai evidențiezi prin maniera ta expresivă de a relata materialul tău. Da, eu sunt deistă, da. Cu alte cuvinte, tu strigi la oameni de pe scenă. Da. Asta la tine e o poantă sau e o metodă de apărare, gen, când oamenii nu te ascultă, tu strigi la dânșii că ei să te asculte? Nu, eu cred că e o metodă de apărare, cred că mai tare. Și cât de des se întâmplă că el lucrează? Luând în considerare că tu de fiecare dată strigi la oameni. Nu, eu asta în principiu am învățat din cadrul sexului. La mine în sex, înainte ca eu știu precis că rezultatul ăsta și e bun, apoi eu dădem drumul înainte ca el să înceapă. De acasă încă? Da, da. Nu văd nici o legătură. Când strigai tu în momentul ăsta? Acasă. Mm-hmm.
Ok. În acest an, matematica a avut 0 concerte. Da. La fel ca și anul trecut. Stabilitate. Da, cum îți reușești să menții așa o stabilitate? No, asta e un proces foarte lung, foarte intensiv. L-am preluat de la Bunielu. Am lucrat foarte mult asupra lui, am trecut training-uri. Ai lucrat asupra Bunielului? Nu, că el nu l-a mai prins și eu, dar genetica lui poate a lucrat asupra mea, știi, nu știu cum să leagă asta. Și da. Anul trecut tu ai scos 2 piese muzicale. Da. De ce așa mult? Eu am vrut mai puțin, dar cât o ieșit. Asta e involuntar să primești la tine. Nu, s-a fost involuntar, aveți și 70. Uh-huh. De ce depinde intervalul între piese? De circumstanță, la general. Dacă cât de mult mă ocup în timpul ăsta de stand-up și mai fac. Da, eu ar trebui cu mai repede interval să scot, adică mai mult când și să fie minim una pe lună. Are vreo legătură cu inspirația? Nu, are legătură respirația. De respirație? Da. Nu mai este mult. Vorba aceea în rusă, пиздиш как дышишь. Ага. Și gen, în sens că scoți așa de multe cânti și cât respiri. Ah. Tu ai putea să faci chestia asta? Apoi eu să scot mai puțin sau să mai mult scot? Asta te-i la discreția ta ca artist. Ies că dacă eu am scos anul trecut 2 cânti, înseamnă că și eu am respirat puțin. Da. Unii confundă muzica ta cu muzica altor interpreți. Cu și? Cu Tets, Satoș, alți rapperi din Rusia, ceva de genul. Eu cu asta, sincer, nu-s de acord. Nu-s de acord pentru că eu muzica ta n-am mai auzit-o nicăieri. Sincer, n-am auzit-o nici în recomandări, nici la radio, nicăieri. Întrebarea mea e cum tu îți promovezi muzica? Cum eu promovez muzica? Nu există mijloace conștiente, reale, cum de target, blogeri, posteri. Da, ce ești în mână. Da, da, da. Și există de este inconștiente. Apelez la diferiți extrasens și ei fac repartizări cânticului meu în visele altor oameni. Ei se trezesc cu cânticul meu, nu înțeleg ce se întâmplă și gata. Nu, alții și după ce ascultă în real cântile tale, tot au același gând, gen, ce se întâmplă. Da. Uh-huh. Ce planuri ai pe viitor în cariera ta muzicală? Ai în plan să faci cum a făcut și Carlos Dreams? Să mă îmbăt? Nu, am în vedere să-ți vopsești fața. Și asta n-are nicio legătură cu muzica. Pur și simplu, trebuie să-ți vopsești fața. Da, trebuie. Nu știu. Asta depinde de conștiința ta ca artist. Da, gustul tău estetic și zici trebuie sau nu? Gustul meu estetic spune că vinul alb se servește cu fructe de mare. Pășește încet, calea de mâine răspunde la multe. Cine are carte are 4 ochi. Plus 1 de la Dumnezeu dacă ai soarta albă. Eu n-am auzit așa proverb. Eu tot. Scrie. Da, da, da. Scrie, te rog, următorul hit. Eu îți propun să lași la tine carnetul, dar să ne-l întorci pe urmă înapoi. Poftim, poftim. Ok. Da, da. Cât e ceva despre interviurile tale precedente. Uh-huh. La unul din interviurile la care ai fost, dar ele nu au fost așa de multe, respectiv nu-i greu de urmărit. Deci la unul din ele, mai exact la 1 noaptea, tu ai spus că în ziua de azi este la modă să ai boli psihologice. Da! Prin comentarii pe TikTok la această secvență, practic ruptă din context, oamenii ți-au sărit în cap. Cel mai probabil... Nici n-am citit. Probabil oamenii nu te-au înțeles corect pentru că n-au ascultat tot interviul integral. Pentru că nu l-a tăs la interesant, să-l asculti pe Marin Madan o oră întreagă. Mm-hmm.
Dar eu știu precis că tu ai avut în vedere cu totul altceva. Gen, totuși există boli psihologice, oameni care au într-adevăr boli psihologice, dar alții doar pretind că au boli psihologice, crezând că asta este un trend. Tu asta ai avut în vedere? Da. Exact. Eu mă pricep în oameni. Da. Și întrebare. Oamenii cărora le place stand-up-ul tău, este o boală psihologică reală sau un trend? Poate amândouă. Adică oamenii într-adevăr suferă de boală psihologică. Ei au boli psihologice și vreau să fie intrant. E clar, eu tot aș avea boală psihologică dacă cineva de pe scenă ar striga la mine în continuu. Și tu ai râde? Da, isteric, da, aș râde. Apropo, eu râd la glumele tale. Tot ești bolnav. Ce asta? Stai să de boală. De care boală? Nu, gen, eu sunt bolnav. Știi când vii la o fată... Asta la surdomuț? Vii la o fată și zici... Anume zici. Da, eu sunt bolnav. Dar cum ați fi? Asta e semn de boală, dar semn de carte, cum ați fi? Asta e ca alfabetul Morze. Da, da, da. Da. Tot e prin sunete. De exemplu, eu te iubesc, mamă. Fiață, da, tată? Scriți, vă rog, în comentarii dacă Marin într-adevăr redă sunetele este corect sau incorrect. Marin, eu sper că în acest interviu tu ești sincer cu mine și nu spui minciuni, cum ai făcut asta la interviul lui Vadim Kushner. De ce minciuni am spus? La interviul lui sau podcast, cum e mai corect? Podcast. Podcast. Acolo tu ai spus că românii nu vor da moldovenilor să câștige ceva în România. Cât de bun nu ai fi. Tu așa ai spus. Da, așa am spus. Și tu până nu ești de acord cu asta. E sincer, serios? Da. Nu, iară cu aia să-mi sară 1000 de oameni în cap, dar... Nu, 1000 n-ați sară. N-ați și 1000 de vizualizări? Nu, 639 de oameni să-mi sară în cap, dar eu chiar consider că frații noștri, frații, atenție, frații, da? Frații noștri de peste Prut au atitudine câteodată superstițială. Dar tu puteți, frații, e verificat. Și atitudinea au ei. Nu pot, eu nu știu pe unde tata a umblat și nu pot chiar puteți să-i verific. Am verificat pe cei care știm de la... De la umor. Da, 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 da. Și am, dar eu pot și eu greșit, asta e părerea mea pur subiectivă, eu pot și eu greșit. Adică Olga Verbițchi în 2016 când a câștigat X-Factor nu era moldoveancă atunci. Eu țin minte că eu am intrat într-un club de noapte atunci în România și pe două zile a fost român, așa că atunci așa a câștigat X-Factor. Și la fel, Irena Boclincă în 2019. Da, dar ea era stabilită în România deja de mai mult timp, dar Verbițchi, sincer, a fost foarte mult susținută de Carlos, din cauza asta a fost promovat și a trecut mai departe și a câștigat. Dar Boclincă deja era stabilită în România de foarte mult timp și trăie acolo. Da, Ivan Lulianov la Liga Smeha? Блин, cum n-am calculat asta? Neacă, vezi, n-ai calculat. Asta e Liga Smeh. Da, alții care s-au remarcat în România ca Alternosfera, Irina Rimes, The Motans, Carlos Dreams, Dima Kubrekov și mulți alții. Și noi ne-am marcat. Da, dar tu spui că în continuare cât de bun ai fi... Nu poți să câștigi. Da. Dar pe ei nu au câștigat. Nu, mie mi se pare că eu câștigat. Pur și simplu faptul că tu n-ai câștigat nu înseamnă că nimeni nu câștigă. Nu poți câștigi ești direct și indirect. Indirect când îți adună comunitate și public și ai concerte și direct când câștigi ceva. Eu am avut în vedere de direct. Direct că nu am câștigat nimeni. Dar ce ai vrea tu să câștigi direct din România? Alegerile prezidențiale. Scrie acolo că asta mai mult seamănă a hit decât a realizare. Hit. Da. Vreau să știu președinte. Eu...
scrieți în comentarii cu ce mână ați scris comentariul. Marin, despre tine este puțină informație pe internet. Și dacă sincer, nu-i de mirare. Dar totuși eu am putut face rost de ceva informație despre tine care aș vrea acum să o confirm. Când aveai 5 ani, tu ai căzut de la etajul 5 și ai rămas viu. Mulți au rămas uimiți de acest fapt și câțiva oameni chiar indignați, dar totuși, cum așa s-a primit? Cum așa a ieșit? S-a primit, nu e corect. Încă o dată asta. De ieșit, ai ieșit tu pe fereastră, dar situația, cum a ieșit? Situația a ieșit așa că eu am rămas singur acasă și am ieșit pe fereastră. Nu, întrebarea era cum așa a ieșit că tu ai rămas viu. M-a ajutat un copac de sub fereastră, eu am căzut în dânsul și după asta am pământ. Nu știu de ce peste câteva zile copacul era tăiat. Cineva vrea că... S-a răzbunat pe copac, ți-a salvat viața. Da. La 5 ani, de la etajul 5. Acum tu ai 30 de ani, te gândești oare la clădiri cu 30 de etaje? Da, dar ele nu prea sunt în Chișinău și n-am ce faci. Dar când pe lume sunt. Când o să ajung în New York, pe la vreo 35 de ani? Sau 100. Sau 100. Da. Tu nu ai permis de conducere și nici nu vrei să faci. Nu am și vreau să fac. Nu vrei, dar nu ai, dar vrei să faci. Da, da. Ce opinie ai față de faptul că ar trebui să te lași de băut? Păi de asta și nu vreau să fac cam. Tot numai și ai spus că vrei să faci. Păi vezi că ăsta e, eu știi, demon, înger, știi, cumva. Tu vrei sau trebuie să-l faci? Eu vreau, trebuie. Trebuie să vrei. Trebuie să vreau, da. Eu vreau că trebuie să vreau. Dar nu vreau că nu trebuie să vreau. Dar permis să ți faci. Da. Și noi, Nastie, mai vedem servit niciodată. Da. Sau când aș merg cu avionul, poate atunci nu. Tu vrei să faci permis de avion? Nu, gen ca pasager. Ca pasager, tu poți și ca pasager la automobil să mergi acolo, nu trebuie permis. Numai permis șoferului să-ți dai voie să urci în mașină. Tu foarte des în stories-urile tale începi cu prieteni, salut prieteni și așa mai departe. Tu prietenești cu toți urmăritorii tăi? Dar tu cum le spui la urmăritorii tăi? Eu nu le spun deloc nimic. Eu le spun bună seara, stimat urmăritor al acestei emisiuni. Câți oameni au fost la ziua ta de naștere? Data trecută vreo 35. 35. Din care nimeni nu mă urmărește. Dar nimeni din ăștia 12 întreg și 3000 nu a fost. Înseamnă că ei nu sunt prieteni. Da, și nu sunt. Urmăritori. Da, pentru mine omul care mă urmărește deja e prieten. Dar el nu a fost la ziua ta de naștere. Dar n-am mor azi. Mai sunt zile de naștere. Bine. Eu te urmăresc și eu n-am fost la ziua ta de naștere. Și tu, stimat urmăritor, te lăsăm să te gândești la ceea ce a spus Marin Madan, invitatul nostru de azi, stand-up comediant, producător de filme, de muzică, sub pseudonimul matematic, un om foarte interesant și un prieten foarte bun. Noi ți-ți mulțumim pentru atenție și sper să ne revedem la următoarea emisiune de Maniere Bune cu Victor Vizitiu. Hadem de aici până nu închis lunina.